când era el așa tânăr asta. Cine nu poate să cânte cântecele de la noi? La noi în biserică nu există duminică sau joi în care să nu cântăm cântecele de la fratele Moldoveanu. Yeah. Totdeauna cântăm. This is the last. The one he's just finished. He is working for him. And before there was the song of God, of Lord. But after prison, he has the song of grace. Da. Câte cântece ai scris? Da? Eu n-am făcut socoteală, că și David a fost întrebat cât s-o sta așa. Caietul unul dinainte din Cristoare? Are 16 caiete, a 400 de cântece fiecare. Da? Ce am lucrat astăzi? Ce v-am spus din cuvântul lui Dumnezeu din Isaia? Du-te, poporul meu, intră în odaia ta. Și am scris, sunteți primii care vă citesc. We'll be first people who listen his last song. He just wrote this? Yes, and he will sing for us today. Cuvântul care l-am pus pe note spune, să intru în odaia ascultării de Dumnezeul Sfânt în orice clipă, să iau de acolo armele răbdării, să pot spura pe-a cerului aripă. Lucrarea lui cea dreaptă și frumoasă, s-o săvârșesc zburând pe înălțime, atunci e vie, sfântă, luminoasă, când sunt zburând deasupra de mulțime. Să beau a adevărului sfânt apă, din zbor când sunt spre-a cerului lumină, cei însetați atunci se adapă, sorbind cu setea apa lui divină. Spune în psalmul 110, el bea din zbor din pârâu. Și refren, laudă-i cânt lui Dumnezeu preasfânt, cum îngerii în cer și eu pe acest pământ. Biblia? Am citit azi dimineață Biblia și atunci am zis să pun într-o cântare. Ce frumos! Și scriu și meditația, sigur că în fiecare zi scriu meditația. Okay. La cuvântul, dar nu. Din toate iese o cântare. Deci nu mereu a ies o cântare. Nu mereu, ci când îmi dă Domnul și așa. Foarte Moldoveanu, vreau să vă întreb, când v-ați întors la Domnul?
la vârsta de 16 ani. Atunci eram în satul meu. Unde? Moldova. Sunteți în Moldova? Județul Galați, pe malul Siretului. Lângă Cosmești, Mărăsești, unde erau luptele, acolo. E satul meu, Movilenile, îi spune. Și acolo, de aici, din Sibiu, a pornit o mișcare evanghelică, Oastea Domnului. Știu despre. Da, și acolo s-a înființat această adunare a Oastei Domnului și acolo depus eu legământul, am semnat într-un registru în fața martorilor și eram de vârsta de 16 ani, în anul 1938. Și de atunci, prin harul lui Dumnezeu, am tot mers înainte. Că nu există în viața creștină, nu există dare înapoi. Că lumina nu merge decât înainte, e lumină, dacă dă înapoi întuneric. Așa este. Și de când ați început să scrieți cântece? La 17 ani. Prima poezioară a apărut în revista Oastei Domnului, la Cluj, era în anul 1940. Era publicat un anunț. Cine are cântări noi, să le trimite la redacție, că vrem să tipărim o nouă carte, pentru că s-au epuizat celelalte vechi. Și eu compusesem câteva cântări, am mai auzit de pe la adunare și am trimis vreo, nu știu, 14 cântări, 16, cu note, cu tot, și le-am trimis acolo, după ce am citit anunțul acela. După 2-3 săptămâni, primesc o carte poștală și în care îmi spune, și acum păstrez cartea aia poștală. Zice, dragule, așa începe, nu știm cine ești, dar noi am primit la redacție un număr de cântări. Poate că ai fost chiar primul care ai trimis și încă puse pe note. Am vrea să te cunoaștem. Și de aceea te chemăm să vii la Cluj. Și am plecat la Cluj. Pentru prima dată în viață am făcut și eu un drum mai lung cu trenul. Și am ajuns la Strada Războiului. Era trebuia numărul 12. Mă întorc înapoi, bat la ușă, îmi răspunde, da, intră. Eu eram îmbrăcat militar, un copil de 16 ani, 17 ani, cu trompeta în mână, intru și am salutat. Bună dimineața, aici locuiește fratele Ioan Marini, domnul Ioan Marini, a zis. Da, aici este. Nu cumva ești fratele moldoveanu? Ba da, eu sunt. Și eu sunt fratele Dorz. Și zice, fratele Marini, uite, ești nu se sculasă încă din pat. Se ridică din pat un om slăbuț. Eu am început să plâng. Și m-au încurajat, așa zic. Zice, am dorit să te cunoaștem, bine ai venit. Dezbracă-te și fii în loc. Și s-a dus la femeia care a comandat 3 căni de lapte cu cafea și mi-a dus și mie. Deci, zice, uite ce, noi te-am chemat că avem un plan să tipărim o carte de cântări și să o facem cu note. Și nu avem cine să punem.
de-aia te-am chemat. Am stat 8 zile sau 10 zile acolo și am lucrat această carte. Asta a fost începutul lucrării. Și deci dumneavoastră ați fost închis pentru că scriați? Da. Exact asta e. La Tribunalul Militar din Cluj am fost judecat. Și acolo judecătorul, maiorul Văleanu, zice, noi nu suntem împotriva artei. Că vina mea era că am scris cântări și am făcut propagandă prin ele. Și nu suntem împotriva artei, dar ai compus cântări și ai făcut propagandă prin ele și asta este vina. Și m-au condamnat crimă de uneltire împotriva ordinii sociale. Acolo în închisoare, cum putea să scrieți? Cum ai putea să scrieți? Da. N-am scris, că doar pentru aia a fost închis. Atunci puteați să mai scrieți cântece? În închisoare am compus fără creion, fără hârtie. Cum? În minte? Păi, nu mai în minte. Asta este caietul. Asta este caietul din Temnița. The song in the prison. Da, și prima cântare, vedeți, la prima cântare. Și... Frate Moldoveanu, ați reținut toate cântecele acestea. Da. Copilul de fără virus. Ce scrie acolo? Bucuria păcii. Dar și o să acolo, un mic istoric. Prima cântare primită din partea Domnului, melodia a fost întâi, în celula numărul 9, 3 metri sub pământ, la Securitatea din Cluj, anul 1959, luna iulie. M-am trezit într-o dimineață cu o melodie. Și m-am rugat Domnului, Doamne, Tu mi-ai dat melodia aceasta, dă-mi și un text. Și mi-a dat ideea, am făcut prima strofă și m-am rugat și am legat-o de melodie, care e acolo. Și m-am rugat, Doamne, mai dă-mi o strofă. Am primit și a doua strofă și m-am rugat iar, Doamne, mai dă-mi încă o strofă și e cântarea gata. Mă simt atât de nevrednică, că noi suntem atât de supărați pentru orice nimic, iar dumneavoastră scriați în închisoare despre bucuria păcii. Da, scriam, adică compuneam, că n-aveam creion și hârtie. Și din celula 9 m-am mutat în celula 15. Că așa ne-am mutat din celulă în celulă, ca să nu ne împrietenim cu desinuții. Că dacă te împrietenești, e ușoară. Ei voiau să suferim pe vremea comunismului. Și în celula 15, la câteva zile, am cugetat, că în fiecare zi cugetam la cuvântul Domnului. Atunci am înțeles ce înseamnă cuvântul Domnului Iisus, care a zis, Duhul vă va aduce aminte. Eu ceream de la Domnul, Doamne, dă-mi și astăzi un cuvânt și îl primeam. Și am înțeles că Duhul Sfânt aduce aminte. Și în toți anii când s-au stat la închisoare, n-a fost nicio zi fără cuvântul Domnului. N-aveam Biblia, dar am avut cuvântul. Dar ați citit înainte. Sigur că Duhul vă va aduce aminte, păi dacă nu ai citit, nu ți-a aduce aminte. La numărul 9, de exemplu, ei aveau obiceiul să ne pedepsească în celulă. Să ne pună cu capul în perete sau pe burtă sau așa, ca să nu ne simțim bine, să ne suferim. Să citiți, vedeți ce spune acolo, jos. Primită din partea Domnului, în celula 13 din Gherla, în luna decembrie 1959, în timpul cât am stat pe burtă, pe ciment, lângă Richard Wurmbrand, după un timp îndelungat, gardienii ne-au ordonat să ne ridicăm. Eu i-am recitat lui Richard cântarea, iar el a zis, Nicule, să ne mai pună ăștia pe burtă, ca să mai compui asemenea cântări. Acum vă puteți să închipui cântarea are 7 strofe cu refren. Cam cât mi-a ținut pe burtă. Ca să compun și textul și melodia. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Adică
prin toate cântările și meditațiile și cărțile, caut să se vadă Domnul Iisus Hristos. Și eu vreau să fiu ca Domnul Iisus. Să nu aparțin la o grupare, că atunci mă stăpânește, mă robește. Dar în Domnul Iisus, care este adevărul, este libertate. Adevărul o face liber. Dar cine să priceapă lucrul acesta? Numai dacă ești predat. Și acolo am cântat cântări de laudă în închisoare. Și câți ani au fost de toți? 12 ani am fost condamnat, dar am făcut 5, că a venit un decret în care s-a dat un decret pentru eliberarea tuturor deținuților și cei condamnați la moarte. Că România trebuia să fie primită în Organizația Națiunilor Unite și nu putea să o primească dacă avea deținuți politici. Religioși erau încadrați la politici. Cum ați putut dumneavoastră să treceți prin problema, prin suferința din închisoare? Ei, n-am putut eu. Am primit puterea de sus. În viața creștinului totul este după planul lui Dumnezeu. Umblați călăuziți de Duhul. Da. Păi Duhul nu lucrează la întâmplare. Așa. În viața creștină sunt zile cu nor și zile cu soare. Da. N-ar fi bine să fie numai soare pe pământ. Să fie și ploaie, nu? Da, oricum. Dumneavoastră a suferit foarte mult. Fiecare creștin are de suferit ceva. Da. În primul rând, cea din tâi suferință și nu chiar cea mai ușoară, să ții euul pe cruce. Asta este de foarte, foarte mare importanță. Că euul nu vrea. Și atunci trebuie să-l silești. Da. În fiecare moment. Și de aceea spune că cei smeriți primesc har. Adică cei care își țin euul pe cruce. Eu sunt om și pot greși, dar mă rog Domnului să-mi dea lumină și putere ca să nu-L împiedic în lucrarea care a început-o în mine și prin mine. Și El face lucrul acesta că vede că și eu vreau. Cântăm cântarea nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de-al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Thank you.
doresc să fie viața ta în viața mea. În totul meu să-ți seamănă fie via
pe seamă-n tine. Și timpul tău să vezi în ea. Nu mai ce cer și o sfântă sărbătoare, să am în viață chiar aci. Iisus, Iisus, doresc să fie seamă-n tine, și timpul tău să-l vezi în ea. În toatul tău să-ți seamă-n tine.